Sănătate și bine ai revenit printre martorii lui Crypto la o nouă ediție a știrilor pe scurt din lumea criptomonedelor. Uniunea Europeană anunță noi sancțiuni Rusiei, interzicând toate portofelele și conturile criptorusești să interacționeze cu furnizorii din UE. Nasdaq așteaptă mai multă claritate de reglementare și adoptare instituțională înainte de a lansa un exchange de Bitcoin. Criptomonedele precum Bitcoin pot fi acceptate ca mijloc de plată, spune Banca Centrală a Namibiei. Adopția globală este în creștere. Ripple critică opoziția SEC față de moțiunile AIREMI și TabJets. Dacă SEC nu poate evalua veridicitatea unor astfel de afirmații, atunci nu trebuia să înceapă acest caz în primul rând. Tanti ne spune că SRP ar putea vedea o creștere masivă în 2022 pe baza ipotezei că Ripple ar putea câștiga în cazul cu SEC. Grayscale lansează un vehicul de investiții miniere în Bitcoin ce plătește Bitcoinul extras ca dividende. Binance primește licența de operare în Kazakhstan. Coreea de Sud îl arestează pe șeful de afaceri al companiei Terra pentru fraudă și manipularea pieței. Cam atâta în ediția de azi, toate sursele le găsești în video de pe YouTube. Nu uita, te rog, că nu sunt consultant financiar, iar ce spun nu trebuie luat ca atare. Dacă ți-a plăcut conținutul, te invit să dai un like și subscribe. În rest, toate cele bune și spor la colecta cât mai multe criptomonede.